Peste 40 de polițiști de investigare a criminalității economice și de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au descins în această dimineață în 12 locații, una în Buzău, 6 în Râmnicu Sărat și 5 în Grebănu. Vizate au fost 32 de persoane de etnie romă, bănuite de comiterea unor infracțiuni de înșelăciune. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada 2016-2017 acestea au solicitat și obținut credite de la o instituție financiară nebancară prin întocmirea în fals și utilizarea de documente false fără ca ulterior să mai achite sumele de bani contractate. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 200.000 de lei. Astăzi au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Poliției Râmnicu Sărat pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Biroului de Investigare a Criminalității Economice Râmnicu Sărat, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat.